Vă spun din nou la emisiunea Teologia în actualitate. Este din nou bucuria mea să vă fiu gazdă și să vă conduc prin o discuție care sper să fie destul de interesantă despre tineri și biserică. De fapt, tema emisiunii noastre de astăzi este cum să recâștigăm generația actuală pentru Hristos și pentru biserică. Invitat în studio este pastorul David Tătar. Mă bucur să fiu din nou, să fim din nou împreună. Și bine ai venit la emisiune eu mă bucur și mulțumesc de invitație Este pastor la Biserica Providența din București Și cum spuneam în emisiunea precedentă A finalizat un studiu doctoral pe tema lucrării cu tinerii Și a fost o emisiune interesantă Să ne uităm data trecută la relația dintre biserică și tineri Dar mergem puțin mai aproape să vedem cum să menținem tinerii în biserică, cum să recâștigăm generația aceasta pentru Hristos și pentru biserică. Care au fost obiectivele cercetării ca să plecăm undeva ca și o continuare de la ceea ce cumva de fapt am spus data trecută, să discutăm puțin despre care au fost obiectivele. Ce ai urmărit când te-ai apucat de această lucrare legată de tineri? M-a interesat foarte mult să observ care este raportarea tinerilor față de biserică, având în vedere schimbările culturale, generaționale care există astăzi, și am investigat în mod special dimensiunea comportamentală a religiozității. Și m-am axat pe trei obiective. Am vrut să observ care este frecvența cu care tinerii participă la serviciile bisericii și care sunt motivațiile care determină să participe. În al doilea rând am vrut să văd în ce măsură se implică tinerii în Bisericile Baptiste din România și aceasta este sfera de cercetare Bisericile Baptiste și mai apoi cum se poate dezvolta o strategie rezultată dintr-o reflexie teologică asupra participării și implicării tinerilor și cum putem contribui ca biserică la o mai bună retenție a tinerilor. Am axat în mod special pe două orașe universitare, București și Cluj, fiindcă aici este cea mai mare pondere de tineri. Spre aceste orașe migrează tinerii și uh, ai o varietate de biserici în care tinerii pot să participe și de aceea am explorat acest subiect, participare și implicare. Dacă ar fi să vorbim despre frecvență, că am înțeles că acesta este unul dintre elementele care au fost cercetate, care este frecvența cu care tinerii participă la viața bisericii? Da. În primul rând, am plecat uh, în acest studiu, am pornit de la o serie de cercetări care s-au realizat la nivel internațional pe această tematică, pe raportarea tinerilor față de biserică, și am explorat în mod special câteva țări la nivel internațional, țări reprezentative, cred eu, pentru uh, tema aceasta. Uh, spre exemplu, vorbim de Statele Unite, de Marea Britanie, Germania și, evident, România, țări care au o istorie îndelungată de creștinism. Prezența evanghelicilor se poate remarca în aceste țări, prezența neoprotestanților. Și am vrut să văd în acest context ce se întâmplă astăzi cu tinerii, cum se raportează față de viața bisericii. Și studiile relevă un următorul fapt. În perioada adolescenței există un așa numit conformism religios. Adolescenții, tinerii care cresc alături de părinți, se asemănă foarte mult în ceea ce privește practicile religioase. Și, spre exemplu, s-a făcut un studiu între anii 2002-2003 în America și, spre exemplu, adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani menționau faptul că au o credință foarte asemănătoare sau practici religioase foarte asemănătoare cu cele ale părinților. Trei din patru adolescenți menționau acest aspect. Și e corect lucrul acesta și e normal pentru că ei cresc în acest context în care sunt expuși unei unor practici religioase ale părinților, uh, sunt implicați în viața bisericii, însă ceva se întâmplă odată cu vârsta și nu special vorbim aici în segmentul de vârstă 18-29 de ani. Uh, se modifică ceva în raportarea lor față de biserică. Uh, uh, în acest context nu mai este normativă părerea părinților și au libertatea de alege, mai ales vorbim aici de fenomenul migrației când ei se duc, spre exemplu, spre centre universitare, atunci au libertatea să creadă ce vor, să aleagă un anumit context eclesial. Și interesant, persoane care în trecut au participat la serviciile religioase, erau implicați, fie la școala dominicală, fie în diverse proiecte ale bisericii, odată cu vârsta de 18 ani până în perioada de 29 de ani, a existat această deconectare sau tendință de deconectare față de biserică. Și aici uh, sunt câteva studii, spre exemplu, Statele Unite, uh, Barna Research Group, un grup de cercetători, analizează această problematică abandonului bisericii. Uh, și, spre exemplu, s-a făcut o astfel de cercetare, uh, iar 59 dintre respondenți, 59%, spuneau că au renunțat la un moment dat să frecventeze biserica după o perioadă de participare regulată. Un, un număr foarte mare. Iarăși, un procentaj de 57% dintre subiecti. Au declarat că au devenit mai puțin activi în viața bisericii, comparativ cu vârsta de 15 ani. exemplu. Uh -huh. Și această tendință de deconectare, poate temporar, pentru câțiva ani, unii pentru uh, perioade mai lungi de timp. Iarăși, pe lângă această uh, tendință de deconectare, există o creștere a numărului celor care nu sunt afiliați religios. Uh, și, spre exemplu, după anii 90, a crescut această pondere cei care, spre exemplu, nu au participat niciodată la un serviciu religios sau cei care nu sunt afiliați uh, la un cult religios. Uh, așadar, uh, în ultimii 20 de ani, spre exemplu, în America avea o pondere foarte mare a creștinilor care se declarau ca fiind creștini activi. Acea pondere a scăzut și a crescut ponderea celor care, spre exemplu, sunt creștini nominali, uh, nepracticanți sau cei care nu sunt afiliați unei uh, denominațiuni. Și acest lucru se poate observa, spre exemplu, și în Germania sau în Marea Britanie. Aceleași date statistice, spre exemplu, un studiu făcut în Germania între anii 1991-2008, arăta această creștere a celor neafiliați religioși. Spre exemplu, s-a făcut un studiu pe zona de vest a Germaniei, deci, în 1991 erau undeva la 9% cei care erau neafiliați religioși, în 2008 a crescut la 21%. Deci s-a dublat acest număr. Și așa cum menționam și în emisiunea anterioară, există această discrepanță, neconcordanță între religiozitatea declarată a tinerilor, în spun special la ce la tineri, și cea comportamentală. Și aici la religiozitatea comportamentală mă refer strict la această participare, raportarea lor față de viața bisericii. Și, repet, există și în Marea Britanie și în Germania acest procentaj major a celor care, pe de o parte, cred în Dumnezeu, afirmă că îi cred în Dumnezeu, Interesant, chiar practic anumite discipline spirituale, rugăciunea, postul, citirea scripturii, însă există un procentaj foarte mic a celor care participă cu regularitate la viața bisericii. Și aici revin în România, strict pentru țara noastră. Spre exemplu, România s-a făcut un studiu în 2012 și arată un lucru foarte interesant. Există un procentaj foarte mare al tinerilor care afirmă că îi cred în Dumnezeu. 90,6%. Însă, când vine vorba de participare la serviciile bisericii, lucrurile scad. De exemplu, ai un procentaj de 12,6% care, care spun că participă o singură dată pe săptămână, iar 2,6% spun că participă mai mult de o dată pe săptămână la serviciile religioase. Uh -huh. Deci există această tendință a tinerilor de a se detașa de practicile religioase tradiționale de formele acelea în care, pe care le-au învățat poate de la părinților în contextul cultural în care au crescut și se, se merge spre un tip de religiozitate personală. Cumva sunt deta detașați de practicile religioase cu care au fost obișnuiți, dar interesant continuă să fie atașați de valorile creștine. Și se vorbește, există o anumită terminologie spiritual, dar nu religios. Oamenii tind spre o spiritualitate privată în <coughs> domeniul privatului, Aderă la valorile creștine, crede în existența lui Dumnezeu, a binului, a răului, chiar, repet, practică discipline spirituale, se roagă, postesc, dar nu se identifică cu anumite practici tradiționale cu viața Bisericii. Aici vreau să te întreb, pentru că menționai termenul deconectați la viața Bisericii. Și întrebarea ar fi: ce înseamnă această deconectare? Am înțeles că. E o deconectare față de practicile religioase, e o deconectare față de instituție, cu alte cuvinte, ei resping instituția bisericii, sau nu doar instituția bisericii, ci inclusiv pe cei care fac parte din această adunare. Adică, tinerii, de exemplu, nu mai au nicio legătură cu cei din biserică, cu prietenilor cu care au crescut. Nu știu dacă studiile, probabil că n-au dus chiar acolo, dar poate te-au lăsat să înțelegi anumite lucruri și în, în acest domeniu. Da. Există mai multe motive pentru care tinerii părăsesc biserica și, spre exemplu, David Kineman, în, în carte, cred că se și în limba română, M-ați pierdut, menționează câteva criterii pentru care tinerii părăsesc biserica, dar există această raportare la autoritate. Uh -huh. uh, în contextul nostru, vedeți, sunt interogate foarte multe structuri de autoritate uh, de la politică, economie. Uh, și biserica este o astfel de structură de autoritate și este de multe ori interogată. Atunci aș creează propria lor autoritate. Și aici vorbim despre individualism, fiecare are libertate să aleagă cum crede și atunci de ce să-mi spună mie biserica ce să fac? Am această autonomie și libertate de a, de a alege și atunci în acest context ei cumva resping această autoritate și își creează propriul set de valori sau au această libertate de a alege ce să creadă și în ce formă să adopte această credință? Vorbeam despre motiv, am vorbit despre statistici vis-a-vis -vis de frecvență, dar care sunt motivele care duc cumva la această oprire de conectare a tinerilor față de biserică? Da, într-adevăr, sunt mai multe motive, doar vreau să specific un anumit aspect. În contextul neoprotestanților, fiindcă aici e și sfera mea de cercetare, am observat un lucru interesant. Neoprotestanții au o frecvență foarte mare, un procentaj foarte mare în ceea ce privește frecvența față de biserică. Și asta este observat în anumite studii, s-a făcut un studiu la nivel național, în care arată undeva la 90% dintre evanghelici că frecventează mai mult de o dată pe săptămână biserica. Și aici nu ne referim strict la un serviciu religios de duminică, doar la un aspect liturgic, ci mai mult de atât e viața comunitară a bisericii, pe care se pune un accent foarte mare. Nu înseamnă să mergi doar duminică la biserică, ci să participi la o comunitate în integralitatea ei, în care să-i fi implicat în diverse proiecte, să dezvolți relații frățești, interumane, care mai apoi te ajută să crezi spiritual. Și de aceea se uh, realizează anumite proiecte în, acest, în această comunitate de credincioși, diferite inițiative, pentru a ne ajuta împreună să creștem în maturitate. Deci e viața bisericii, nu doar un serviciu religios, ci viața bisericii. Și am observat că în contextul baptist există această, acest procentaj uh, mare a celor care participă mai mult de o dată pe săptămână la biserică. Și în cercetarea pe care am realizat-o, tocmai acest lucru a fost evidențiat. Interesant. Niciun respondent nu a menționat că participă strict la serviciile uh, cu ocazia sărbătorilor importante la creștinismului, sau foarte rar, ci toți au menționat mai mult o dată pe săptămână sau dată pe săptămână că participă. Și acest lucru este, cum a spus, influențat de anumite motivații pe care tinerii le au sau așteptări. Și vreau să menționez câteva dintre aceste lucruri. Sunt mai multe, dar aș vrea să mă rezum la câteva. În primul rând, tinerii sunt motivați să participe datorită răspunsurilor pe care le-au primit din partea Bisericii cu privire la chestiuni care țin de viața practică, de credința lor practică. Și știm lucrul acesta, că tinerii sunt cu foarte multe întrebări, sunt în căutări, au anumite dileme cu privire la anumite probleme în viață, ce carieră să aleagă, la ce facultate să meargă, au anumite probleme personale, familiale, relaționale. Și atunci e important să găsească un răspuns în cadrul Bisericii, să vadă perspectiva Scripturii, ce spune Scriptura cu privire la anumite subiecte, aspecte pe care, care sunt o preocupare pentru ei. Vor să afle ceva practic. Cum pot să pună în practic acele principii, acele uh, perceptele Scripturii în viața lor de zi cu zi? Și chiar am observat lucrul acesta din discuția personală cu tinerii, mi-au spus frecvent, vrem mesaje practice cunoaștem narațiunea scripturii, Vechiul Testament, cunoaștem eroi credinței, mai ales cei care am crescut în familie de credincioși, dar cel mai important este să vedem cum putem practic să împlinim scriptura, să vedem acele principii în situația dată, între colegi, în presiunea anturajului, între prieteni, așa mai departe. Deci cu alte cuvinte, dacă ei nu vor găsi aceste răspunsuri și biserica nu va oferi răspunsuri la căutările lor, acest lucru îi determină, într-un final, să se oprească în a participa la viața bisericii. Corect, corect. Și prin asta ei văd cumva o ușă închisă și văd biserica cumva uh, detașată de realitățile în care ei trăiesc și lumea asta trăiește, și atunci, probabil, spun, nu folosește la nimic să mă duc la biserică dacă biserica nu uh, îmi răspunde la căutări. S-a menționat și aspectul, spre exemplu, a relevanței. Acum, e un, e un cuvânt, un termen care poate fi interpretat și putem găsi diferite valențe ale acestui termen, dar relevanța înseamnă să prezinți un mesaj într-un mod uh, care să fie înțeles de tineri și mai apoi subiecte relevante pentru ei, care să-i ajute în viața de zi cu zi. Și interesant, chiar am pus această întrebare într-un chestionar, cât de relevante consider că sunt serviciile bisericii pentru generațiile de tineri. Și de la o scală la 1 la 10, interesant, cei care au dat punctaj maxim, trei sferturi dintre ei participă mai mult de o dată pe săptămână la biserică, iar restul săptămânal. Deci cu cât serviciile sunt mai relevante, găsesc răspunsul pentru viața lor, sunt abordate subiecte de interes pentru ei, cu atât sunt determinați să participe și mai mult la serviciile bisericii și chiar să se implice în întreaga viața bisericii. Uh -huh că ce alte motive, că spune că sunt mai multe și a vorbit despre unul modul în care biserica răspunde la căutările lor. Da, corect. Este pe de o parte acest aspect de a aștepta ca să li se răspundă problemelor lor, nevoilor spirituale, dar interesant există și o dimensiune relațională. Spre hmm. exemplu, e nevoia de apartenență la un grup. Și asta e de înțeles, pentru că noi oamenii nu suntem o insulă, suntem creați să fim în comunitate, noi ne formăm așa în comunitate, prin interacțiune unii cu alții, ne formăm caracterul, obiceiurile noastre și așa mai departe. Și tineri au menționat această nevoie de apartenență la o comunitate. Să fie acolo relații profunde, interumane, prin care să fie ajutați, spre exemplu să crească spiritual, să dezvolte relații de ucenicie, să slujească împreună. A menționat aspectul părtășiei, care da, conține și latura relaționării, dar... E viața bisericii de a fi împreună, de a sluji împreună lui Dumnezeu. Deci, nevoia de apartenență e foarte importantă și, în contextul în care au fost bine primiți, în care și-au găsit acolo uh, oameni cu care să rezoneze din punct de vedere spiritual, au continuat să frecventeze acea biserică. Deci, cu alte cuvinte, prezența nu este egal cu apartenența. Trebuie să fie cumva un pas de la prezență. Nu toți cei care participă simt că și aparțin bisericii și cumva pentru a rămâne în biserică ei nu trebuie să rămână să continue la nivelul de prezență și trebuie să fie angajați în viața bisericii. Corect și asta a fost așteptarea menționată de către tineri biserica nu doar să pună un accent pe un anumit număr pe o prezență fizică a unor tineri în biserică ci pe mai mult de atât pe dezvoltarea unor relații de ucenicie, o investire în viața tinerilor și iar un lucru care a, care a fost menționat e rolul liderilor foarte important în, în viața tinerilor, modul în care uh, găsesc disponibilitate din partea liderilor, modul în care liderii se apropie de tineri și le dau credit, uh, care, uh, modul în care ascultă referitor la problemele lor, la întrebările lor, lucrurile determină să rămână în continuare în biserică. Uh, să se apropie de cineva să vadă potențial de slujire, uh, e foarte important. Și mai este un aspect care iarăși contribuie la participarea tinerilor, este implicarea. Cu cât tinerii sunt mai implicați, cu cât biserica oferă oportunități și mai multe de slujire, cu atât tinerii vor rămâne acolo. Se vor simți util, ca un scop, că pot contribui la binele comun al comunității și vor continua să frecventeze biserica. Deci, răspunsul, relații și slujire, activități care să le ofere probabil lor semnificație și să ajute să vadă că ei contribuie cu ceva uh, la uh, viața bisericii. Am vorbit despre uh, statistici în ce, ce privesc uh, bisericile baptiste uh, și uh, este diferit aici, sunt diferite uh, uh, procentajele atunci când vorbim uh, de motivație față de ceilalți, celelalte biserici sau ai studiat doar bisericile baptiste? Da, cercetarea s-a axat doar pe bisericile baptiste pentru că am pus să văd în acest context, mai ales în contextul urban care sunt provocările și așteptările. Acum probabil că lucrurile sunt similare și în alte denominațiuni, dar merită o explorare ulterioară pentru a exista și un studiu comparativ. De ce nu? Pe astfel de subiecte. Uh... După ce ai căutat, să înțelegi, deci cât participă și de ce participă, am observat că ai venit și cu ceva recomandări pentru că degeaba ne uităm la o realitate care poate nu e atât de roză, deși din ce spui se pare că bisericile baptiste nu stau chiar atât de rău, la capitolul tineri. Uh, întrebarea este: Care sunt recomandările pentru biserici uh, pentru a menține tinerii în uh, serviciile bisericii conectați cu viața bisericii? Da, cercetarea a cuprins atât uh, chestionare cât și interviuri. Chestionarele le-am adresat uh, tinerilor, așa cum spuneam, cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani, uh, și interviuri cu liderii de tineret. Uh, și atât tinerii cât și liderii au fost uh, uh, invitați să răspundă la următoarea întrebare. Care este recomandarea ta sau recomandările tale pentru Biserica Baptistă de astăzi, pentru mai bună retenție a tinerilor? Și au fost uh, vari uh, răspunsuri, dar vreau să menționez câteva dintre ele. În primul rând, înțelegerea provocărilor generaționale și culturale ale tinerilor. Așa cum spuneam, există o serie de factori atât sociali, culturali, generaționali, care influențează într-o mare sau mai puțină măsură frecvența lor față de serviciile bisericii, modul în care ei se raportează față de viața bisericii. Acești factori pot influența, într-o anumită măsură, modul în care ei înțeleg biserica, în care se raportează față de biserică. Mai ales că vorbim astăzi de schimbări foarte mari la nivel de societate și la nivel de generații nu mai putem vorbi de aceleași provocări care erau acum 10-20 de ani sau 30 de ani pentru celelalte generații de tineri. Este o generație nouă. Mai, mai apoi vorbim de anumite schimbări. în trecut ca țara de la comunism, la, la democrație. Astăzi vorbim despre postmodernism, o nouă paradigmă de gândire. Vorbim de pluralism, de relativism, impactul globalismului, a secularizării. Uh, și astfel trebuie să înțelegem astfel de provocări Ce se întâmplă în afara zidurilor bisericii Mai apoi vorbim aceste, aceste provocări generaționale Vorbim de generația mileniali uh, Astăzi vorbim despre generația Z Total alte provocări față de cele anterioare De cele pe care le-au avut noi, spre exemplu De aceea se recomandă ca biserica să fie deschisă Și să înțeleagă aceste schimbări culturale și generaționale Aici unii, unii aici au spus de-a lungul anilor, bun, dar ce să facem? Să aducem cultura în biserică, să aducem lumea în biserică și exact în sânul Bisericii Baptiste și cred că și celelalte biserici evanghelice a fost această rezistență față de adaptare luând în calcul pericolul de compromitere tocmai a esenței credinței creștine și a compromiterii ceea ce un creștin ar trebui să fie și să facă. Corect. Discuția aceasta dintre creștini și cultură a existat mereu și există diferite nuanțe și diferite abordări. Însă tinerii tocmai asta menționează. E nevoie ca biserica să își contextualizeze mesajul. Asta doar o recomandare din partea tinerilor venită pentru biserica de astăzi. Fiindcă, repet, s-au schimbat generațiile, cultura și e nevoie de o contextualizare. Nu în sensul de compromitere adevărului, de a dilua <coughs> existența, ci de a vedea cum poți să transpui în cultura de astăzi un mesaj pe care să, care să poată fi înțeles, practicat mai apoi. Vedeți, noi vorbim despre teologie contextualizată în contextul misiologiei. Și când cineva merge misionar în Africa, e important să-și contextualizeze mesajul, fiindcă nu poate prezenta într-o asemenea formă ca în Bucureștiul zilelor de astăzi. Însă, cred că acest lucru de contextualizare este valabil pentru orice categorie, mai ales o astfel de categorie de oameni, ca și tinerii, o altă cultură. E important să existe această contextualizare. Și aici, evident, putem discuta o emisiune întreagă despre modele de contextualizare, cum văd oamenii acest, acest aspect. Însă, în problema aceasta contextualizării, cred că este foarte important să Păstrăm aspectul normativ al scripturii, caracterul ei corectiv, normativ, primordial, dar mai apoi să nu uităm să nu uităm și la cultură, să vedem concret cum poate fi aplicat. când studiem un text biblic, ne punem cele două întrebări. Ce a spus textul atunci pentru contextul de atunci, în Israelul Antic, și ce înseamnă pentru contextul de astăzi. De aceea e important și un studiu uh, istoric, narrativ. Dar pe de altă parte, și a culturii, și să vedem ce se întâmplă asta și cum putem uh, împlini acele uh, principiile scripturii. Deci, vorbim de o adaptare formelor și nu a fundamentelor uh, credinței, și aici, uh, cu siguranță, uh, unii ar putea să spună: Bun, dar forma și funcția sunt atât de strict legate că dacă te atingi de formă, atunci ai. Uh, de atins de, de esența uh, mesajului credinței, uh, sigur formele sunt acele exprimări ale uh, credinței noastre, ale arătările noastre în practică. Uh, modul în care am comunicat în urmă cu ani de zile nu se mai potrivește astăzi. Deci Practic. dacă anii trecut sau în trecut nu ne interesa cum anume ne interesa doar să o spunem, să spunem adevărul, să fie acolo, astăzi s-ar putea să nu ne mai asculte. Oamenii doresc mesaje scurte, foarte precise, să răspundă direct la problematică, nu să fie un ocol prin tot Vechiul Testament sau Noul Testament și să-i aducem în final în realitatea noastră. Probabil că cam spre această zonă ne ducem cu discuția. Corect și Scriptura spune că credința vine în urma auzirii. Această auzire se întâmplă într-un anumit context. Nu putem să facem abstracte de acest context. Un context pentru cel care vorbește, care prezintă Evanghelia și pentru audiență. De aceea mereu trebuie să existe această uh, comunicare între cele două contexte. Uh, spunea cineva, această comunicare dialogică între contexte. Și vreau să vă dau și un argument aici teologic, fiindcă e foarte important să legăm uh, teologia de practică. Eu cred că, spre exemplu, uh, doctrina despre întrupare, Cred că este un, un, un exemplu foarte bun pentru noi, pertinent, pentru a ne să înțelegem acest aspect. Întruparea este acțiunea lui Dumnezeu de a se revela pe sine, de a, de a înțelege ființa lui Dumnezeu, de a înțelege oamenii, umanitatea acest lucru. Și tocmai de aceea Dumnezeu a ales acest plan de întrupare a Fiului. Vorbește Ioan în capitolul 1, în prolog, despre logosul divin care a luat un trup a locuit printre noi, prinde har și adevăr. Ca noi să putem vedea slava lui Dumnezeu. Dar pentru acest lucru a trebuit să ia un trup de om, să fie un evreu din secolul I, din Palestina, să adopte anumite obiceiuri pe care oamenii le aveau, un anumit limbaj care, pentru că acest mesaj al lui Dumnezeu să poată fi înțeles. Vedem foarte interesant modul în care Isus și-a contextualizat mesajul folosind Uh, spre exemplu, pilde, alegorii, uh, imagini rupte din cotidian pentru ca audiența să înțeleagă. Și într-un fel a vorbit cu elita religioasă, cu fariseii, cu cărturarii, în alt mod a vorbit cu ucenicii în alt mod a vorbit cu femeia păcătoasă, în alt mod a vorbit cu vame și deci Isus și-a contextualizat mesajul pentru a spune adevărul lui Dumnezeu, ca oamenii să vadă slava lui Dumnezeu. Și cred că este foarte important în lucrarea cu tinerii și în lucrarea bisericii. Să nu uităm de acest, de acest aspect al întrupării, să vedem cum putem întrupa uh, prin cuvintele noastre, prin viața noastră, acele principii ale scripturii. Cineva spunea că întruparea este actul de contextualizare pe care Dumnezeu ni l-a făcut. <laughs> și este Correct. și un exemplu bun aici. Ce altă alte, alte, alte recomandare am înțeles aceasta legată de context și a discuta relația dintre biserică și context? Adaptarea formelor bisericii la, la context. Ce altă recomandare pe baza studiului și pus în lumina teologiei ai făcut? Am menționat anterior aspectul uceniciei, nevoia aceasta de ucenicie și recomandarea a tinerilor și a liderilor care au participat la cercetare a fost tocmai promovarea unui cadru în biserică de formare de ucenici. Să nu existe doar o perspectivă în care să chemăm tinerii, să fie acolo un număr, ci un context în care tinerii să se dezvolte din punct de vedere spiritual. Nu doar să vină să viziteze o biserică, ci să dezvolte relații interumane profunde, care să ducă mai apoi la creștere spirituală, la maturizare. Și aici sunt, evident, mai multe forme de a forma ucenicii. S-a menționat chiar și în cercetare spre exemplu, formarea de ucenici 1 un la 1, când un tânăr își găsește un mentor și petrece timp și uh, mentorul ajută să crească spiritual, să dezvolte anumite discipline spirituale, sau fie se poate realiza într-un grup mic, un grup de casă, uh, aparte de întâlnirile uh, plenare la bisericii, în care tinerii pot să vină împreună, să studieze Scriptura, să se roage unii pentru alții, să-și împărtășească provocările, și cred că un cadru propice pentru a putea dezvolta această viață de ucenicie, să dezvolte discipline spirituale și așa mai departe. Însă, ce a fost menționat și în cercetare, și cred că este un exemplu biblic, e vorba nu doar despre o ucenicizare în contextul tinerilor, ci plădez aici pentru un model de ucenicie intergenerațional. Și asta e modelul biblic, în care și cei în vârstă și alte generații vin împreună alături de tineri și se reciproc să crească spiritual. Și acesta este modelul biblic. Pavel este un mentor pentru Timotei și dă în ceea ce privește conduita, în ceea ce privește slujirea sa. Mai apoi lui Tit, iarăși, îi dă anumite direcții de, de raportare în biserică. Spre exemplu, în Tit, capitolul 2, se vorbește despre această raportare între cei mai în vârstă care trebuie să învețe pe cei tineri. Și mereu a fost această raportare intergenerațională. De aceea e nevoie în Biserică să se dezvolte acest cadru. Deși ucenicizarea apare ca un scop al Bisericii, al lucrării de tineret, totuși este nevoie de o, un lucru de a, de a pune accent pe acest aspect. Și avem aici argumentul biblic pe care l-am menționat: avem pe Pavel, avem pe Isus și ucenicii, avem și un argumentul istoric, fiindcă vedem că de-a lungul istoriei. Biserica s-a implicat în ucenicia tinerilor și chiar aici menționăm organizațiile parabiserice sau societăți de tineret care, pe lângă convertire, au dezvoltat programe de formare de ucenici. Și sunt un exemplu de-a lungul timpului. Navigators, Life, Campus Crusade, organizații care s-au implicat în, această, în acest aspect al uceniciei. Și cred că e și argumentul sociologic, vedem astăzi datele, statisticile care arată această nevoie a tinerilor de a aparține unei comunități, de a dezvolta relații profunde, de ucenicie și cred că trebuie investit în acest aspect. Deci, pe de o altă parte, tinerii nu resping ideea de spiritualitate, doar că ea vrea, doresc să fie pusă într-o într formă relațională, într-o formă de împărtășire a vieții și a valorilor pe care... Le are cineva, poate mai matur sau poate de aceeași vârstă, și acest lucru îi ajută să se conecteze, să se conecteze, dar și să crească, să se conecteze cu biserica, pentru că o presupune relație, relație cu o persoană sau cu un grup din biserică și în același timp presupune și creștere, pentru că odată ce împărtășim din viețile noastre și în viețile noastre ceea ce am auzit din cuvânt și ceea ce am întrupat, acest lucru va face ca tine să poată crește, nu într-un sistem rigid și într-un sistem foarte instituțional și juridic, nu faci așa, vei fi pedepsit, și într-un mod formativ, părintesc, într-o relație de, de familie. Am mai adăugat eu la ce spuneai, dar mi se pare foarte interesantă ideea asta și și ideea intergenerațională mi se pare foarte interesantă pentru că noi credem sau există tendința asta să credem că ucenicia nu se poate realiza cu cineva mai vârstă din altă generație, ci doar noi între noi, noi grupul nostru și așa mai departe. Dar modelul biblic ne spune altceva. E nevoie de fiecare membru, din fiecare modular din trupul lui Hristos. Mai sunt alte recomandări făcute? Altă recomandare? Ar mai fi o recomandare, și dacă am vorbit despre formarea de ucenici intergenerațională, cred că aici putem vorbi acum despre implicare intergenerațională. Mm -hmm. Am menționat și data trecută acest aspect de a, de a sluji Biserica împreună cu toate generațiile. Și există, așa cum menționam și data trecută, acest, acest pericol de a separa lucrarea de tinere de viața bisericii și de a uh, investi doar în, uh, în această lucrare separat de viața bisericii. Însă, până la urmă, modelul biblic, tocmai acesta, este de a fi împreună o comunitate. Generații care să vină împreună și să contribuie la viața bisericii prin implicarea lor. Și aceasta este o nevoie pentru biserica de astăzi, ca să implice tinerii alături de ceilalți în, în viața bisericii. Și, până la urmă, această, acest aspect al implicării rezultă, până la urmă, din înțelegerea noastră a Scripturii. Că fiecare este un modular în trupul lui Hristos, că fiecare are un rol acolo, că fiecare poate să slujească. Nu doar unii creștini sunt chemați să slujească și alții să observe sau să critique. Și toți împreună slujim lui Dumnezeu. Și uh, vorbea un, un teolog protestant contemporan despre... El îl numea un model uh, participativ... Uh, policentric, uh -huh. în sensul în care slujirea nu este axată doar pe o persoană, ci slujirea o poate realiza fiecare persoană care are un dar, vorbim de acele acele daruri spirituale, și pot să slujească. Și e modelul pe care și Pavel îl prezintă, spre exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 14, dacă cineva are o, o cântare, are o învățătură, să facă lucrul acesta spre zidirea celorlalți. E, și până la urmă avem și un, o, o istorie spre exemplu din perioada reformei în care s-a susținut foarte mult această preoție a tuturor credincioșilor și Luther a menționat acest aspect bazat pe întâi Petru în care fiecare este un preot înaintea lui Dumnezeu și poate aduce jerfe lui Dumnezeu, nu mai e nevoie de un inter intermediar și nu mai există această separare între cler și laic noi nu avem această separare, această înțelegere ci împreună noi tot slujim același Dumnezeu și putem să venim înaintea Lui adevărat că aici nu putem subestima rolul liderului și asta nu înseamnă că fiecare poate face ce vrea în biserică, spune Scriptura Dumnezeu este Dumnezeu al ordinii, care vrea o anumită ordine și într-adevăr Dumnezeu a lăsat lideri în biserică, autoritate și chiar este menționată în Scriptură această subordonare față de lideri, față de cei care nu doar că au o funcție așa formală, ci au o lucrare să de Dumnezeu cu un anumit dar și pot să slujească. De aceea, cred că liderii sunt importanți pentru a facilita implicarea, dar toți sunt chemați să slujească împreună. Am auzit câteva obiecții vis-a-vis de implicarea tinerilor în lucrare. Și anume, nu noi nu implică prea mult pentru că fac greșeli. <laughs> Și pentru că fac greșeli, s-ar putea să greșească, n-au pregătire, n-au experiență, s-ar putea să greșească mai bine nu implicăm. Corect. Și există această abordare, spre exemplu, vorbea cineva despre această perspectivă de tineri în așteptare, să fie formați, să fie, să crească spiritual, dar să nu fie implicați. Și am văzut o problematică și care a reieșit și din cercetare, există un accent pe care se pune lucrarea de tineret pe maturizarea tinerilor pe formarea de ucenici. Uh -huh. E foarte bun acest accent, să-i ajutăm să crească spiritual, să se dezvolte prin practici spirituale, prin învățătură, prin studiul scripturii, însă un foarte puțin accent se pune pe implicare. Ori ar trebui aici apăsat un echilibru. Da, pe de o parte, îi ajutăm pe tine să se maturizeze, investim în studii biblice, în programe de formare, dar un creștin care este matur și slujește. Și până la urmă, un, un, un mare, mare accent să punem pe această implicare. Și dacă noi considerăm că fiecare este important și fiecare are un rol în trupul lui Hristos, menționat trecută despre rolul pe care fiecare persoană din Trinitate îl are în mântuire, un rol foarte important, până la urmă, această imagine pentru biserică, fiecare are un rol important în planul de mântuire al lui Dumnezeu și putem contribui cu rolul nostru pentru a zidii biserica. Iar eu personal mă întreb ce formare este aceea pentru formare în ucenicie și pentru viață, dacă ea nu are și o dimensiune practică a implicării în diferite slujiri. Pentru că acea formare rămâne doar pur cognitivă, transfer de informații și tinerii nu vor fi pregătiți pentru situații diverse în viața lor și în viața altora dacă nu îi luăm să-i ducem într-un context real de slujire unde ceea ce am învățat în procesul nostru de ucenicie, prin studii biblice, să poată să experimenteze, să trăiască, dar în același timp să fie și provocați în ce privește convingerile cu și cunoștințele lor și ajutați și îndrumați cum să rezolve situații concrete, care cred că este foarte benefic. Da, eu, în asemenea, context am și crescut și uh, multe generații au crescut în astfel de context în care. Tinerii erau puși fie să cânte o cântare, fie să spună o poezie, fie să aibă un îndemn, și era un mentor până la urmă, care nu se declara ca fi mentor, dar care avea o contribuție ca, ca mentor. Și erau implicați încă tinerii de din primii ani. De aceea, cred că e important să fie un astfel de model în continuare în biserică. Și chiar dacă tinerii vor găsi, biserica ar trebui să fie o comunitate a harului, a Correct. formării și chiar dacă vor și ce ar putea să greșească? Poate să nu dea o ton, un ton bun la orgă, la așa, să falseze. Bun, dar asta exact. o fac și adulții până la urma urmei și nu neapărat înseamnă uh, că gata, pe ei îi punem deoparte și nu mai îi slujesc. Ci, cu siguranță, ei trebuie să se deprindă în anumite slujiri, și prin slu prin slujirile pe care le fac, de fapt, ei vor găsi chemarea specială pe care Dumnezeu le-a dat-o. Right. Uh, am vorbit despre recomandări, cred că mai erau alte recomandări, uh, sau uh, a fost contextualizarea, să ne uităm la context, la ucenicie și la slujire. Acestea elemente uh, le au fost menționate uh, pentru uh, a uh, îi menține pe tineri în biserică. Tineri nu noi menținem în biserică doar cu morală, doar punându-i la punct, doar vin la biserică ca și trebuie și sunt aceste miștoace. Uh, uh, conectarea aceasta cu activitățile bisericii menținerea acestor tineri. Mai sunt alte lucruri care am putea să le spunem în această direcție, care uh, au fost de-ai uh, descoperit, vis-a-vis -vis de aceste lucruri, sau Dar asta a fost fundamental. Aș vrea să sublinez acest aspect al, al, al cunoașterii provocărilor. Vedeți, avem tendința aceasta, ca biserii să fim doar noi între pereții bisericii și să uităm de anumite probleme. Lumea e în schimbare mereu. De aceea, mereu, trebuie să avem acest ochii îndreptați spre cultura tinerilor și să vedem cu ce se frământă ei, care sunt provocările lor. Și aici cred că ar fi câteva aspecte practice. Cred că pe lângă scriptura pe care trebuie să o studiem ca lideri, cred că e important să studiem și cultura tinerilor. Și aici cred că acele studii sociologice care s-au realizat pe cultura tinerilor, care se realizează raportarea lor față de biserică, cred că sunt foarte importante și pentru a înțelege. și un, un dialog constant cu tinerii, cred că ar fi foarte important. Și așa au menționat și liderii din cercetare care au participat la cercetare, un constant dialog cu tinerii pentru a înțelege provocările lor. Și de ce nu chiar echiparea liderilor de tineret? Și mă bucur că în țară -au, au existat de-a lungul timpului anumite inițiative de formare de lideri de tineret care să fie echipați, să înțeleagă care sunt provocările generației actuale și ar mai fi aici o recomandare cred că ar fi interesant, organizarea de mese rotunde în care să fie puși față în față lideri de tineri și tineri, care să poată împărtăși care sunt provocările care sunt așteptările tinerilor și împreună să îi ajutăm pe tineri să și se maturizeze, dar și să lucreze pentru Domnul. Acum aș vrea să te întreb am vorbit de situație unde stăm vis-a-vis -vis de frecvență și implicare. Am vorbit de recomandări ce ar fi de făcut, cum am, ar arăta aceste lucruri aduse într-o lucrare de tineret a bisericii locale, pentru că aici mi se pare, să zic provocator, să aducem toată această discuție într-o biserică în care să putem să transpunem aceste recomandări în practică. Cum ar, ar trebui așa cum să imaginea ar trebui să fie o lucrare în biserica locală de tineret. Da, cred că în continuare serviciile de tineret rămân importante. Trebuie să fie un cadru în care tinerii să și învețe scriptura conform cu nevoilor lor, conform aplicațiilor pentru viața lor un cadru în care să socializeze și cred că relațiile sunt foarte importante de a relații sănătoase în trupul lui Hristos cu alți membri, cu alte valori, cu aceleași valori creștine dar mai apoi trebuie să fie conectați la viața bisericii și aici iarăși sublinez acest aspect al, al implicării pe lângă serviciile de tineri să fie angrenați în viața bisericii și aici pot să fie implicați în multe alte lucruri ale bisericii, fie în închinare fie în evangelizare Uh, am văzut anumite biserici în care tinerii sunt implicați în conducere. Interesant. Uh, fiindcă e important să ascultăm și perspectiva lor privire la viața bisericii. Dar mereu trebuie să facem împreună aceste lucruri. Deci trebuie să fie și o lucrare de tineret, dar pe de altă parte să-i și conectăm pe tine la viața bisericii. Am uh, practicat lucrul acesta inclusiv la copii. Erau momente în viața bisericii noastre a unei dintre bisericile pe care am păstorit-o, în care copiii erau puși să conducă programul. Programul, special programul copiilor. Ei făceau introducerea, făceau anunțurile, spuneau că Interesant. trebuie să facem acum colecta darurile noastre financiare pentru biserică, era însoțit, da, într-adevăr, de unul dintre prezbiterii care conducea acea lucrare, dar în sensul acesta am văzut tinerii și copii că se angajau în viața bisericii și învățau să practice anumite lucruri și să, să simtă că sunt o parte a celei biserici. M-am bucurat să văd peste ani că cel puțin câțiva dintre cei care au făcut lucrul acesta și am pus Astăzi sunt predicatori în America, doi dintre ei. Uh, unul dintre ei a terminat școala biblică și predică, e pastor de tineret. Uh, altul nu a făcut o școală biblică, dar este pasionat de a predica și un credincios activ în trupul Domnului Iisus Hristos. Uh, deci, uh, cred că există rezultate atunci când noi angajăm tinerii, pentru că neangajându-i, de fapt, nu putem să-i formăm într-adevăr. Așa este. Pentru că nu putem vedea cum e viața lor, slujirea este de fapt și o oglindă, dar și un teren de antrenament. Corect, corect. Și trebuie să se înțeleagă că sunt nevoi, că au un scop, au un rol în biserică. De deci aceea e important să avem și mesaje prin care să determinăm să slujească. Și interesant că în cercetare am descoperit acest lucru: că tinerii care au fost implicați au înțeles că trebuie să slujească cu darul lor a fost motivat de anumite mesaje scripturale care i a determinat la lucrul acesta, dar pe de altă parte, Biserica a prezentat nevoile și a văzut potențialul lor și a spus, ești bun în lucrarea asta, poți să te implici. Și tinerii au primit credit, A văzut că pot să slujească pe Dumnezeu și au continuat să fie membri activi în acea Biserică. Și asta ne dorim, cred că fiecare, să avem membri activi chiar dintre tineri care să slujească pe Dumnezeu. Ce ți-ai dori să vezi în perioada următoare în Bisericile Baptiste legate de lucrarea de tineret? Ne apropiem de chiere, și ce ți-ai dori, având în vedere că ai studiat despre Bisericile Baptiste? Bun, cu focalizare pe cele două orașe București și Cluj, dar care ar fi așteptarea sau așteptările tale uh, pentru viitor? E important să vedem tineri pasionați pe, pentru Hristos, care au o întâlnire reală cu Hristos. Fiindcă asta e pericolul, să crești în biserică și să fii foarte obișnuit cu serviciile religioase și să faci ca așa se face, dar e important să avem oameni care au întâlnire reală cu Hristos. Chiar dintre familiile pocăiților e foarte important să conștientizeze tinerii că au nevoie de, de Hristos, de această realitate a transformării. Și mai apoi tineri care, așa cum am tot menționat, sunt maturi și care pot să ia frele lucrării și să facă ceva pentru, pentru, pentru Hristos. Dar asta înseamnă investiție în viața lor, să le acordăm credit, să înțelegem, să ascultăm. Asta e foarte important din partea liderilor: să înțeleagă mai mult tinerii, să asculte, să dea credit și mai apoi să se pună la treabă, să lucreze pentru Domnul. Mulțumesc foarte mult Mulțumesc. că ai participat la această emisiune și pentru acest conținut extrem de valoros pe care l a adus pentru noi, cei care am ascultat și pentru cei care ne-au urmărit în seara aceasta. Recunoaștem că Dumnezeu este un Dumnezeu din generație în generație, nu este doar un Dumnezeu a, a unei generații, ci fiecare generație trebuie să se lipească, să se atașeze, să se conecteze cu Dumnezeu și cred că lucrul ăsta este extrem de important: ca noi să recunoaștem că Dumnezeu este. Același pentru toți din generație în generație. Și mai mult decât atât, indiferent că ești tânăr sau bătrân, indiferent că ai fost tânăr. interesat că noi vorbim de tineri. La trecut vorbesc eu, tu vorbești poate la prezent, dar noi am fost tineri și noi vom îmbătrâni. Există o trecere a timpului, dar acest lucru. Nu trebuie să pierdem din vedere aceste câteva elemente care au fost enunțate în această emisiune și anume să îi ajutăm pe tineri să se formeze ca și ucenici ai lui Iisus Hristos, să trăiască viața cu Dumnezeu în contextul dat, într-un context specific, să-i ajută să fie creștini autentici acolo și să slujească cu Darurile pe care Dumnezeu le-a dat. Mulțumesc pentru aceste uh, importante uh, recomandări și vă doresc și dumneavoastră, celor care ne-ați urmărit în seara aceasta, uh, să avem grijă de generația care vine, pentru că este responsabilitatea noastră. Nu putem să avem doar atitudine acuzatoare față de cei care vin după noi, și avem uh, o responsabilitate de a forma și de a fi implicați în moștenirea pe care o lăsăm după noi. Deci aceea, bunul Dumnezeu să ne ajute să fim activi, implicați într o relație cu Dumnezeu, dar și cu fiecare generație pe care Dumnezeu a să, și cu care Dumnezeu ne-a îngăduit să interacționăm. Vă doresc o seară bună, la revedere pentru data viitoare.